Ziua lucrătorului medical se sărbătorește anual în a treia duminică a lunii iunie. Cu acest prilej, la Casa de Cultură din orașul Basarabeasca a fost organizat un eveniment festiv, la care au fost invitați toți profesioniștii din raion, care îmbrățișează această frumoasă specialitate. Din numele meu personal și din numele Consiliului Raional, vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră enormă. Oamenii vă încredințează ceea ce au ei mai de preț, sănătatea. De aceea vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți și să vă spun că noi întotdeauna vom fi alături de dumneavoastră. Noi înțelegem că este o perioadă dificilă pentru medicină, dar din numele administrației Raionului vreau să vă spun că noi vă vom ajuta și vom face tot posibilul ca Spitalul Raional și Asistența Medicală Primară să existe în raionul nostru. Consiliul Raional a alocat 400.000 de lei pentru secția terapie și pediatrie și sperăm ca până în toamnă să fie reparate. La eveniment s-au făcut unele totalizări concluzii și au fost trasate perspectivele de dezvoltare a medicinei în raion. Cu această ocazie, toți lucrătorii din raion au primit felicitări. O parte din lucrătorii medicali au primit diplome pentru meritele lor deosebite, dar și premii bănești. Au fost rememorați lucrătorii medicali trecuți în neființă, după care în scenă au evoluat micuții de la grădinița Solnășco. Directoarea Spitalului Raional le-a mulțumit lucrătorilor din sistem pentru profesionalism și dedicație și a venit cu un mesaj de felicitare. Profitând de ocazie, vreau să felicit toți lucrătorii medicali care până la moment activează în sistemul sănătății, colectivul Spitalului Raional Basarabeasca, toți lucrătorii care colaborează din alte instituții cu noi, veteranii în medicină. Și le doresc multă sănătate, bucurii. Îmi pare bine că au ales această profesie care este foarte nobilă, însă și foarte responsabilă și să fie mereu bucuroși, să aibă clipe de fericire cu familia, să fie alături de cei dragi și salutări din partea colectivului nostru. A fost un bun prilej de a o întreba și despre problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate din raion. Spitalul Raional acum avem foarte multe probleme. Ca și în medicină se preved foarte multe reforme. Noi până în moment nu știm ce reforme. Probleme avem de cadre. Pe parcursuri la mulți ani nu avem niciun tânăr specialist în spital. La momentul secția de chirurgie nu activează deoarece nu avem chirurg. Foarte mult sperăm că acum când o să fie repartizarea să avem un tânăr specialist chirurg. Și activăm, iubim profesia și dorim ca toată populația din Basarabeasca să fie sănătoasă. Am discutat și cu alți lucrători medicali și la întrebarea ce înseamnă să fii medic, iată ce au răspuns. Să fii un medic e un lucru mare, un lucru de răspundere, care trebuie să fie pregătit și la bine și la rău, și la bucurii și la nevoi. De aceea, de mic copil, am dorit să fiu medic. Și mi-am îndeplinit profesia, activez de acum de mulți ani, din 1980, în Spitalul Raional Basarabeasca. Sunt mândră de colectivul în care lucrez, de colectivul secției terapiei care activez în șir de ani. Care sunt valorile care vă fac să fiți profesionist? Ca în orice profesie, la noi, în medicină, pe prim plan, este bunătatea. Bunătatea, responsabilitatea, jertfirea de sine și stima față de pacient, de sine însuși. Care sunt avantajele și dezavantajele profesiei de medic?
avantajele lucrătorului medical este că aducem bine, sănătate și școlarizare la populație. Ce, din păcate, un dezavantaj foarte mare, pentru că la moment populația în ziua de azi nu își prețuiește sănătatea. Deși fiecare din noi se naște cu sănătatea, puțin care știu să o prețuiască și o mențin până la urmă. Cu prilejul sărbătorii a fost organizat și un mic concert. În raion sunt 167 de angajați în cadrul asistenței medicale spitalicești și 74 în cadrul asistenței medicale primare.